proces verbal încheiat azi, 14 noiembrie 2016. Comisia de validare, în următoarea componență, Spiridonic, Popa Ștefan Ovidiu, Bușe Dumitru Gescu și Cotar Mariana Mădălina, întrunită în ședință pentru stabilirea rezultatului votului secret privind desemnarea administratorului special al debitoare CERT Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, în cadrul procedurii insolvenței, a constatat următoarele. Pe buletinele de vot a fost înscrisă următoarea propunere. Prală Ștefan. S-au numărat 33 buletine de vot, din care voturi anulate 13, voturi valabili exprimate 20. Rezultatul votului secret este următorul. Voturi pentru 20, voturi împotrivă 0.